Pensionarii gorjeni au credite ca să-și poată achita facturile la căldură. Sute de vârstnici au trecut pragul casei de ajutor reciproc a pensionarilor, de când sezonul rece a crescut costurile utilităților. Bătrânii susțin că, fără împrumuturi, nu ar reuși să achite facturile din timpul iernii. Chiar dacă rambursarea creditului este dificilă din pensiile prea mici, acesta este singura portiță pe care o au pensionarii pentru a trece de iarna friguroasă. Majoritatea se împrumută pentru lemne și medicamente. Pentru lemne, pentru mâncare, pentru tot ceea ce trebuie, ce să facem, că dacă nu este... În fiecare iarnă luați un credit, să puteți să luați lemne? Aproape în fiecare an. N-am nici cu ce mai mă încălța, nu e lemne, nu e nimic, e toate scumpe. Nu vedeți dumneavoastră că nu putem să luăm nimica, mamă. Nu putem, suntem vai de capul, nu suntem și bolnavi, nu mai zic nimica, câte medicamente iau. Pentru facturi, pentru că gazele sunt așa scumpe, vin impozitile, vin apa, gunoiul, tot. Au crescut facturile acum pe timp de iarnă. Da, nici nu pot să spun. Din pensie ați reușit să le achitați dacă nu ar fi aceste credite? N-aș reuși. Sub nicio formă, nu. Reprezentanții casei de ajutor reciproc a pensionarilor confirmă faptul că odată cu instalarea frigului, numărul cererilor de împrumut a crescut. Într-o singură zi au fost depuse 106 solicitări. Am aprobat în ziua de 21 încă 106 cereri, plus cele care vin zilnic până la 1000 de lei și acestea se plătesc în aceste zile. Motivele sunt aceleași pe care le-am spus întotdeauna. În primul rând, medicamentele și intervențiile, controlele medicale de urgență, facturile pentru căldură, gaze. De la începutul anului și până în prezent, peste 6.000 de pensionari au luat credite de la Casa de Ajutor Reciproc din Târgu Jiu.